Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La ora la care vorbim a început la Catedrala din Westminster slujba de mormântare a reginei Elisabeta a II. Sunt prezenți sute de lideri ai statelor lumii, iar audiența TV este estimată la 4,1 miliarde de oameni. Este probabil cel mai urmărit eveniment din lume, din istoria noastră. Și nu este o operațiune de imagine, căci planeta a putut vedea în ultimele zile un devotament profund al nației sale față de suverana sa. Mii de oameni au stat la coz și de până la 24 de ore ca să-și poată lua rămas bun de la cea care i-a condus, cea pe care au știut-o acolo întreaga viață. Ceremonia va continua întreaga zi și se va sfârși cu o mormântare privată care va avea loc la Castelul Windsor. Dar nouă ne dă prilej de întrebări. Ce are extraordinar această persoană de este condusă pe ultimul drum de această manieră? De ce această evocare profundă și care a oprit națiunea în loc, după cum spune titlul de la BBC? Și trebuie să ne gândim și la noi. Oare avem oameni de stat, lideri, personalități atât de importante în România, care de-a lungul istoriei ar fi meritat un asemenea respect? Asta e dezbaterea la care v-am invitat astăzi. O să rostesc întrebările și numărul de telefon un pic mai târziu, dar l-am rugat pe Vlad Petreanu să ni se alăture. Bună ziua! Salutare, Vlad! Mulțumesc că ești aici. Bună ziua! Am o singură mică precizare, o corectură la ce am spus în întâlnirea noastră de dinainte de știri. Regina Maria i s-a adresat nu lui Argetoianu, ci generalului Averescu, atunci când i-a spus, în zilele negre ale primului război mondial, înainte ca România să fie înfrântă, așa, în refugiul de la Moldova, și când sfetnicii sugerau că, cine știe, poate că ar trebui ca regatul să se predea, să încheie această luptă fără sorți de izbândă, regina a spus: generale, n-ai cum să înțelegi, eu sunt englezoaică, noi nu suntem obișnuiți să pierdem. Adică ce vezi tu acum la televizor e o chestiune aparte, Vlad? Asta să fie ideea, pentru că e vorba de o nație aparte? E și o chestie de cultură. Și, așa. Bun, lor le e mai simplu că ei sunt acolo apărați, este o insulă în marginea Europei. Și au avut, englezii au avut întotdeauna sentimentul ăsta al excepționalismului englez și britanic. Știi cum e acea butadă care e adevărată cu presa britanică, ce titrează sau titra la un moment dat. Ceață în canalul Mânecii, continentul este izolat. Da, da. E posibil atunci să fie vorba și despre asta. Sau, nu știu, da, bun. Nu, depinde și de oameni. Depinde. Vorbim de extraordinara domnie a reginei Elisabeta și de manifestările formidabile de simpatie, de faptul că regatul s-a oprit, într-adevăr. Dar, știi, depinde și de oameni, pentru că regina Elisabeta a ajuns regină și pentru că taică-s-o a avut ghinion, că a abdicat unchiul. Taică-s-o nu prea și-ar fi dorit, adică da. Asta, ghinionul. Tata nu prea își dorea să devină rege, dar Eduard al VII-lea, fratele lui George, a abdicat după mai puțin de un an de domnie. Că i se apriseseră călcâiele după americancă divorțată și prea el voia să se însoare foarte tare cu americanca și atunci guvernul majestății sale i-a spus că nu e treabă. Și asta zice ceva și despre puterea regelui în Marea Britanie, care e strict limitată. Și atunci el a ales dragostea, desigur, și vreo 100 de milioane de lire sterline în bani echivalent azi, și a abdicat. În acest fel a devenit fratele lui rege, s-a prăpădit foarte repede și a devenit Elisabeta regina la numai 25 de ani. Da, e adevărat, dar vorba ta zice ceva și despre oameni. Adică ăla era un panglicar, asta vreau să spun. Cu simpatie naziste și așa mai departe. Dacă el ar fi rămas rege, cu siguranță că monarhia britanică ar fi arătat acum cu totul altfel. Dar vezi că ea, Elisabeta, avea și capacitatea de a se adapta, da? Pentru că astăzi, ca urmare a modificărilor pe care ea le-a făcut în casa regală sau le-a acceptat, fiul său se suie pe tron divorțat. Da, corect. Și cu o consoartă cu care... cu totul altă epocă. E cu totul altă epocă, dar, mă rog, e un tip de valori care nu mai sunt. Adică Charles este oarecum în situația unchiului său, unchiul, mai mult. Da. Da. Fratelui bunicului,
Da. Care a plecat acolo. Bun, s-a schimbat societatea, s-au schimbat și regulile, alte lucruri erau acceptabile sau nu erau acceptabile atunci, dar depinde foarte mult și de personalitatea omului și avem exemplu inclusiv în rândul celor patru regi ai României, începând cu Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai, fiecare a fost foarte diferit. Ei numiți special pentru că îi pui pe lista asta pe care încercăm noi să o facem astăzi? Nu sugerez nimic. Eu am ideea mea, apropo de care trebuie să fie cel mai respectat român. Pun întrebările atunci. Hai să facem așa. Eu pun întrebările la 0372069599 și tu deschizi dezbaterea cu răspunsul tău, după care mergem la... Vrei să dai eu răspunsul? Sau îl păstrezi la sfârșit? Nu, pot să dau răspuns. Nu acum, nu, dar lasă-mă să lansez dezbaterea. Hai să facem așa. Telefonul nostru este 0372069599. Care ar trebui să fie cel mai respectat român din istoria noastră? Căruia i-ați acorda dragoste și devotament? Cum îi acordă englezii reginei lor Elisabeta a II-a? Care sunt valorile pe care trebuie să le transmit o persoană publică astfel încât să primească înapoi o astfel de dragoste? Și... Dom'le, am avut lideri, oameni sau, nu știu, personalități care să vă îndemne la așa ceva, la o astfel de manifestare. Încă o dată, 0372069599. Primim mesaje și pe WhatsApp în mod evident 0728312 și dezbaterea noastră este și pe Facebook. Știu că e Georgeta acolo care așteaptă, Tiberiu și Bogdan sunt pe fir. Dar întâi, Vlad... Nu. Hai să facem așa, hai să nu influențăm. Să ascultăm pe oamenii care sunt pe linie. La final, în două minute, fiecare spunem ce credem. Bine, avem mesajul cu Ștefan cel Mare, să știi. Deci mai multe, dar mai multe mesaje și cu siguranță majestatea sa, regele Mihai I, a fost cel mai iubit român și va rămâne mult timp. Un exemplu de om cu caracter impecabil, da. Georgeta, tu ești prima, salutare. Bine ai venit la România în direct. Sau Tiberiu? Asta e, da? Tiberiu, bună, Tiberiu. Bună ziua, Tiberiu, te ascultăm. Bună, bună. Salut. Eu la această întrebare pot să răspund sentimental sau logic. Logic răspund Carol I, fără el România astăzi n-ar fi existat ca națiune. Deci aici logica spune un singur lucru, n-avem pe altcineva care să... De ce n-ar fi existat România fără Carol I? Pentru că națiunea română atunci s-a format. Acei 40 de ani au fost capital pentru... În rest, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Este adevărat ca... Este adevărat ca perioadă, începând, probabil, spui, de la Revoluția de la 1848 și până încolo spre sfârșitul secolului, deci, după independență. România, de când se cheamă România? România se cheamă de o perioadă, de... Da, la un moment dat, cred că după 1800... Deci 1859... Nu, după, atunci erau principatele... După Cuza s-a făcut, după ce a venit Carol, a apărut România. Deci România atunci s-a născut. Dar de ce Carol și de ce nu liderii politici de atunci? Pentru că totdeauna trebuie să fie acel catalizator fără de care nu se poate face nimica. Carol a adus o grămadă de investitori, a dus o grămadă de bani, s-au construit toate clădirile din București și așa mai departe. Deci, ce suntem? Suntem ce am început atunci să fim. A prins o perioadă de modernizare a României, absolut, dar absolut, întrebarea este dacă el e cel care a fost catalizatorul, absolut, cum spui el, tu? Absolut el, că dacă nu era el, puteau fi și alte perioade în care erau și alți oameni politici și nu s-au mai realizat așa niște lucruri extraordinare ca atunci. Uh-huh. Dar eu, dacă nu vă supărați, aș fi propus o chestiune... O secundă, că aș vrea să... Mai am ceva de spus apropo de Carol I. Într-adevăr, un rege modernizator pentru România, dar în același timp și un conservatorism sălbatic în unele momente. Răscoala de la 1907, răscoala de la 1907 a fost înnăbușită în sânge. Dacă îi atribuim modernizarea din perioada respectivă, atunci trebuie să-i atribuim și excesele guvernului, lui sau guvernului liberal. Asta e problema în România în general. Deci nu vedem copaci din cauza pădurii. Spuneai că vrei să propui ceva. Dar am vrut să propun o chestiune mai amplă. S-apropie alegerile din 2024.
Și aș fi fost foarte curios poporul român pe ce persoană vede la ora actuală ca viitor președinte al României. Aveți un asta ar fi un referendum interesant înainte ca partidele să-și spună opinia. Da. Mulțumim. O să ne uităm la chestiunea asta. Vă asigur că avem timp berechet 2022-2023. Da. O să ne uităm la chestiunea. Alegerile prezidențiale sunt un referendum în sine. Da, da. Nu, sine era, era curios ascultătorul nostru să vadă cam unde ne situăm acum. Mm. E în politica românească 2 ani. Sunt atât de lungi și ți-e și teamă. Corect. Cred că singura persoană care se ridică la acest nivel, spune Ion Vasile Miclea pe Facebook, este Regina Maria. Cred că atât. Răspund simplu. Bogdan, salut, ești la România în direct. Salut, băi. Da, din păcate, noi acum generalizăm, pentru că la generații diferite avem iubiri diferite. Deci este greu cineva dintr-o generație mai nouă să-și dea cu părerea peste o generație, peste părerea altuia care e o generație mai veche. Din punctul meu de vedere, eu așa văd lucrurile. Adică sunt anumite etape cu fiecare cu eroii lor. A fost Regina Maria, a fost regele Carol. Mai devreme ai zis o chestie foarte interesantă în care Regina Maria îi spune lui Argeteanu, dacă am înțeles corect, Averescu, am greșit eu, Averescu, generalul Averescu. Exact. Păi și a zis că nu se predă, nu sunt obișnuit să fac așa ceva. Păi da. Ceea ce a spus Regina Maria a pus Ceaușescu în practică, dacă stau să mă gândesc pragmatic. Și a dat și demnitatea unei românii suverane, fără a-l ridica în slăvi. Deci v-am spus, în generații să știi că cu psihologii diferite. Să știi că Vlad Petreanu a câștigat un pariu aici, că mi-a zis, zice, Ceaușescu la telefonul 2. Nu mă interesează. Eu îți spun exact cum gândesc personal și nu era un reproș, era observație. Da. Adică totul e relativ, vorba evreului, și tu ai dreptate și tu ai dreptate, cu toți avem dreptate. Iar din punctul meu de vedere, pot să am un mic comentariu aici apropo de comparația pe care o faci între Regina Maria și Nicolae Ceaușescu, care spun, după părerea ta, același lucru și anume nu ne predăm. Important, adică e ușor să fii, mă rog, poți fi încăpățânat și să nu te predai. Însă întrebarea este în apărarea căror valori. Crezi că Regina Maria și dictatorul Nicolae Ceaușescu apărau aceleași valori? Amândoi și-au iubit țara. Da, sigur că da. Crezi că Hitler nu și-a iubit țara? Sau Stalin? Cu toții și-au iubit. Sau Pol Pot? Fiecare au făcut lucruri bune sau mai puțin bune. Da, adică dragostea de țară nu scuză excesele, abuzurile, dictatura, teroarea și așa mai departe. Poți să-ți iubești țara și să fii un ticălos. Da, dar au fost situații identice în epoci diferite, în timp diferit. Cu toți au greșit, cu toți au avut asupriri, cu toți au mărit presiunea asupra populației, însă nu credeți că a fost sare miere pe tot timpul. Nu. Iar Regina Maria își dorea modernizarea României, occidentalizarea ei, progresul ei. Ceaușescu își dorea autarhie, izolare, închiderea granițelor și menținerea dictaturii. Sunt valori totalmente diferite. Fiecare și le-a apărat până în ultimul moment, poate, dar nu putem să facem confuzie între ei doi. Eu nu fac comparație. Eu spun din punctul de vedere a unui om care a văzut ceea ce s-a realizat în această țară. Adică... Da, eu cred că... Nu aveți ce să combateți ceea ce s-a făcut. La Ceaușescu? Păi, în ultimii 30 de ani, societatea românească a făcut pe cifre de zeci de ori mai mult decât a făcut Ceaușescu, sincer. Începând de la producție industrială, produs intern brut, construcții, locuri de muncă, este absolut incomparabil. Aici o discuție care nu se poate termina foarte rapid. Ba da, pe cifre, după cum a spus Cătălin. Pe cifre, deci de la produs intern brut până la ce exportăm, la diferența între exporturile din data aceea și data aceasta și la nivelul de trai a românilor în aceeași monedă, dolari, luați-o, toți indicatorii arată că societatea democratică este mult mai bună decât a lui Ceaușescu. Nu știu unde trăiți dumneavoastră, probabil, fără a acuza, mă rog, fiecare
are punctul lui de vedere. Iar din punctul meu de vedere, trebuia să fim mai pragmatici puțin, să știu cine este cel mai bine român, unde, în țară sau văzut din străinătate, fiindcă, iarăși, o mare nedreptate, i s-a făcut lui Brâncuș, care a fost cunoscut în străinătate și este cunoscut în străinătate extraordinar de bine. De-aia nu știam la un moment dat, întrebarea voastră m-a dus puțin în eroare, care este cel mai iubit român, și atunci m-am gândit că probabil Brâncuș, că la nivel național e cineva, la nivel internațional s-ar putea să fie altcineva. Da, mă rog. E posibil. Îți mulțumim tare mult pentru răspunsul tău. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Și Vlad Petreanu. Da. Acum, artiștii mari au o valoare universală. Ei sunt percepuți mai degrabă. Știi, adică, sigur, nu te gândești că spui că e Michelangelo, nu spui că, Michelangelo e din Caprese. Ma, ce ne tare. Ne lipsește o bucățică de informație. Noi l-am receptat pe Brâncuș, generația noastră ne-a fost pus în brațe și a zis, bă, stai-ți mare. Brâncuș nu a fost iubit tot timpul și de toată lumea. La primele sale apariții cu sculpturi, prin 1911, există o expoziție celebră a moderniștilor în România. În America, domnișoara Pogani a fost numită de către ziarele de la data respectivă un ou de rață pe un cup de zahăr. Iar expoziția în care moderniștii au expus lucrările respective aproape că a fost devastată, iar lucrărilor lui Matisse li s-a dat foc în fața expoziției. Asta a fost recepția lui Brâncuș la data respectivă. El, ca orice creație de genul ăsta, a trebuit să muncească mult până când părți din societățile lumii să-l accepte, iar 50 de ani mai târziu să fie văzut de către noi ca acest monstru sacru al artei plastice. Da. Mergem un pic mai departe. Natasha. Natasha, da. Salutare. Bună dimineața. Scuze. Bună ziua. Dacă v-ați trezit acum, bună dimineața. La mine e bună seara, că m-am trezit foarte devreme. Da. Din punctul meu de vedere, o personalitate remarcantă pentru România, fapt că i s-a creat o imagine nu adevărată, și noi, eu sunt născută în 64 și am învățat altă istorie decât cea adevărată, este mareșalul Ion Antonescu. O să mă condamne, alo? Da, păi vă condamnăm din... O să mă condamne multă lume, sigur. O să zică că nu e adevărat, dar discuția e lungă și știți că sunt argumente care sunt adevărate. Doamnă, mareșalul Antonescu a fost șeful unei dictaturi care a trecut prutul și ne-a recuperat niște părți din teritoriu. Și da, pentru asta putem să spunem niște lucruri, dar de acolo încolo mareșalul Antonescu este liderul unei dictaturi cu subiect și predicat care a omorât oameni sunt pe străzile... Sunt de acord cu dumneavoastră. Păi... Eu judec din prisma mea. Atâta și nu vă mai rețin. Și eu judec din prisma mea chestia asta. Eu sunt foarte multe lucruri pe care... eu sunt foarte corectă în general în relațiile mele cu oamenii, dar nu sunt deloc cinstită. Nu-mi dau voie. Și altfel n-aș trăi, n-aș supraviețui dacă n-aș fi și cinstită. Dacă aș fi și cinstită, sunt doar corectă. Okay. Doamne, îmi pare rău. Mareșalul Antonescu a patronat, ordonat și coordonat holocaustul din România, în cursul căruia au fost uciși violent, dramatic, cu o cruzime incredibilă, zeci de mii, dacă nu chiar mai mult, de evrei din această țară, care erau cetățeni români. Dacă dumneavoastră ați fi avut membri ai familiei uciși de către un dictator al acestei țări, l-ați mai fi considerat cumva erou? Și dincolo de asta, prin simplu fapt că un lider politic din România a putut să comită o asemenea atrocitate la un nivel atât de mare, n-are nicio legătură dacă ați avut sau nu membrii de familie uciși la ordinul mareșalului Antonescu. Simpla umanitate și simplu respect față de viață și de dreptul la viață al fiecăruia dintre noi. Cum puteți să considerați că mareșalul Antonescu este un personaj care trebuie respectat? Mai citiți istorie, doamnă, și încercați empatie față de semenii dumneavoastră.
Da, primim mesaje la 0728 3132. Hai să trecem un pic prin ele, că sunt interesante. Ia. Hai să vedem așa. Regele Mihai e o prezență constantă. Gabriel Liceanu, ne spune cineva. Da, interesant. Asta dacă facem o emisiune despre domnul Liceanu, să vezi păreri pro și contra. Iată aici, David Popovici este cel mai respectat român în viață. Iar în istoria românilor, cred că este Alexandru Ioan Cuza. Ai râs, ne? Da. Da, Alexandru Ioan Cuza. Ce personaj interesant a fost Alexandru Ioan Cuza. A avut toate șansele de a intra în istorie cu fruntea sus și a sfârșit într-o dictatură personală, nevoit să abdice, semnând actul de abdicare în divanul amantei sale. Iată mesaje mai multe cu Corneliu Coposu. Da, Corneliu Coposu, singur. Da, Cornelia din Otopenea. Cât de nedreaptă a fost istoria și față de Corneliu Coposu, nu? Care da, avea un viitor strălucit când au venit comuniștii și care i-au furat 17 ani din viață în închisoare și după aceea restul vieții. Pentru el, libertatea a venit foarte târziu. Și mai țineți minte ce scene îngrozitoare erau în anii 90 cu Coposu, care era scos cu tabu din sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, asediat atunci. Dar tot la moartea lui, oamenii au ieșit pe stradă și l-au condus, sute de mii de oameni aici în București, cu niște scene pe care probabil le-am mai văzut, că mă uitam astăzi, îmi spuneau colegii, la mormântarea Mariei Tănase am văzut ceva similar, când sute de mii de oameni au fost pe stradă. Sigur că ea, artistă iubită, adică din altă categorie. Uite, nici nu știu aici, dar dintre personalitățile în viață la care m-aș înclina la catafalc, Cristian Tudor Popescu. Nu știu cum o să primească domnul Popescu mesajul ăsta. Sper că ne ascultă. Zâmbet, da. Sper că ne ascultă. Dacă ne ascultă, sună pentru un drept la replică. Este, da. Și personajul ce trebuie așezat pe o treaptă superioară, ne spune cineva, nu trebuie să aibă legătură cu comunismul, securitatea și fosta miliție. Din ce în viață eu ține norm la Mihai Șora, spune Cristina din Iași. Și iarăși revine mesajul Corneliu Coposu. Ne întoarcem la telefon? Ne întoarcem. Suntem la linia 10. Daniel, salut! Bună, Daniel! Salut! Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că am intrat mai târziu decât ceilalți, fiindcă mi s-a confirmat un lucru. Nu există un român care să ne adune. Din păcate. Nici regina Elisabeta nu este unanim iubită, să știți. Și nu există, ar fi nenatural. Nu este unanim, este majoritar, e adevărat. Probabil. Dar, bun, acum asta este istoria României, fragmentată. Asta e. Nu, eu cred că nu avem un român care să ne... sau o casă românească. Acum, o casă regală sau, nu știu, un principiu. N-are cine. Nu cred că există. Nu văd nicio persoană care să ne adune cu sutele de mii la un eveniment pozitiv sau negativ. A fost regele Mihai, nu? Nu, am fost acolo pe stradă la regele Mihai. Am fost, nu? Sute de mii. Am fost. Am fost. Am vrut să precizez regele Mihai, dar fiind o perioadă atât de scurtă de viață publică, să-i spunem, sigur, încât nici el nu a reușit să adune, a reușit să coaguleze o mare parte dintre români. De exemplu, recunosc, eu m-am născut și am trăit și m-am educat în comunism. Dar tot timpul mi-am spus că poate dacă România avea șansa unei case regale continue, poate că era altceva în România. Așa nu vom ști niciodată. Asta e părerea mea. Fiindcă lucrurile mari, lucrurile cu adevărat importante, au bază, au continuitate. Vă dau un exemplu. Și atunci cum îl încadrați pe Carol al Doilea? Care a desfințat partidele, a instituit dictatura regală, a inventat organizații naziste, străjerii patriei, și a luat șpăgi. A fost imoral, a construit o... Corect, aveți dreptate. Cine l-a dus înapoi pe Carol al Doilea? Cine l-a pus înapoi rege? Maniu. Ați văzut, era român sau era de altă naționalitate? Sau bună observație. Era român, era un politician român. Da.
Tocmai asta spun. Dar acum vreau da, odată să pus în exemplu. Da, dar odată adus înapoi. Probabil și l-a împiedicat să aibă vizi. Despre scandalurile familiei regale din Anglia, nu? Da. Dar oamenii au apreciat atitudinea fostei regine în aceste scandaluri, în care și toată lumea își dorește ca prinții William și Harry să se împace. Până la urmă, în toată această viață noastră, ne dorim niște modele, ceea ce regina ne-a oferit, regina Angliei cu soțul ei. Și este un model pentru ce? Bună observație. Ce model e? Un model de viață, un model de societate. Mm-hmm. Adică echilibrată, corectă, onestă și a înțeles rolul? În care greșelile există, dar se pot repara, sau se pot repara greșelile și se poate merge mai departe. Cred că asta e esența discuției noastre. Fiindcă la noi, de exemplu, au venit comuniștii, s-a tăiat tot, nimic nu s-a dus mai departe. Uh-huh. Au trecut comuniștii, a venit capitalismul, s-a tăiat tot, nu, și-am luat-o de la zero. Deci societatea românească din 50 în 70 de ani au luat-o tot timpul de la zero. Corect. Să sperăm că avem liniște să mergem mai departe acum. Fiți atenți că avem un nume de judecat aici. România în direct la Europa FM. Fii atent, Vlad Petreanu. Maia Sandu. Maia Sandu, e prea asta devreme. Asta vine mesaj de la Angelina Popa pe WhatsApp. Tot Maia respectul Sandu. Față de Maia Sandu, dar e prea devreme și nu știm încă prea multe despre dânsa. De cât timp e președinte? De 2 ani? De 2 ani, da. O știm de 20 de ani, nu? Da, o știm în diverse funcții publice, funcționar public, un om care și-a respectat valorile, un om care și-a construit corect cariera. Să poftească la candidatură aici, din partea cărui partid. Intră Moldova în Uniunea Europeană, poate n-ar fi rău. Dar ea e și cetățean român, nu? A, nu știu dacă e și cetățean cred român, că dar cred cetățean. Că poate obține cetățenie ușor. A, cred că e cetățean român, cred că am mai verificat odată asta. Ce? Ai vedea-o pe doamna Sandu să candideze aici? Nu. Nu? Nu, pentru că nu cred că o susține, sau poate un partid disperat să o susțină. De un ce? Partid secundar. Niciunul din partidele mari nu. A, din asta, face... din PNL și PSD? Da, nu asta, cred că niciun partid nici mare n-ar face... Poate ar pune o știi când și-or face noua Constituție, cum visează unii de acolo, să-și pună președinte parlamentar da, și nu. Să joace de prim-ministru. PNL-ul mai este susceptibil la astfel de excese psihotice. Da? Când l-a propus pe vremea răposatului Câmpeanu, au zis să candideze regele Mihai la președinție, dacă țineți minte. Da. În urmă cu 6 ani, nu? L-au propus pe Maria Munteanu la primăria Capitale, adică mai au alunecări de genul ăsta. Exact. Dar nu cred că e posibil. Mihai, ești la România în direct. Salutare! Salutare, domnilor! E prima dată când intru și eu în direct. Bună ziua! Părerea mea e că istoria românilor, ce am zis, a românilor, este plină de personaje care pot fi și sunt respectate. Nu știu, l-avem pe Ștefan cel Mare, l-avem pe Mihai Viteazu și, din punctul meu de vedere, cel mai respectat sau cel mai respectabil ar fi regele Ferdinand, pe care nimeni nu l-a numit mai devreme. Ai văzut? Marea Unire. Ai văzut, am zis. Să nu uităm, Marea Unire, reforma agrară pe care a făcut-o într-o țară care totuși are un profil agrar, dacă putem să ne gândim. Da. Adică le-a dat pământ soldaților care au mers la război. Asta contemporanii a fost... sunt de părere că Ferdinand a fost un rege mai contemporanii, mai degrabă slab, șovăielnic, era sub influența reginei Maria. Acolo era forța motrice. Regina Maria a fost atât de puternică, a fost o personalitate atât de puternică și cumva în umbra ei a stat Ferdinand. Era timid, retras, nu prea... Dom'le, da, hai să-i mai recunoaștem un merit. Da, stai puțin, omul ăsta a intrat în război împotriva propriei sale țări. Ăsta e principalul merit, că a intrat în război împotriva verișorilor și a casei regale din care venea. Ăsta a fost marele nostru noroc, că era timid și șovăielnic și că n-a fost suficient de puternic. Că probabil că pe Carol I nu l-ar fi putut convinge să facă invers decât voia el. Sau decât credea el. Adică Ferdinand fiind mai slab, dar asta e, n-am ce să... L-a dominat regina și a zis, tu te lupți de partea asta. Pe care am învățat-o eu ar fi că, din păcate, Carol a murit din cauza asta, că se luase hotărârea de a intra în,
Nu știu. În război, era, împotriva Germaniei. Era deja în vârstă. Fiecare profesor cu... Iar Ferdinand I, el săracu, decizia aia a fost greșită până la un punct. Adică România a avut unul din marile sale noroace istorice, că băi, a intrat în război o zi ca să intenta bărăm învingătorilor. Stai un pic, dar nu la sfârșit, că a semnat pacea de la București. Ciudat să-l judeci pe baza unor slăbiciuni, să zici, domnule, dar că a fost slab. Până la urmă, unde rămâne în istorie? Decizia rămâne la el, nu? Adică... Una peste alta, exact, el a avut noroc. Atunci el era cu capul țării. În schimb, eu am o întrebare și o propunere pentru dumneavoastră. Haideți să facem o emisiune despre cel mai respectat român în momentul ăsta și vorbesc de politicieni, de cei care ne influențează viața zi de zi, nu de artiști, nu de sportivi. Până la urmă, ăștia sunt respectați, pentru că muncesc foarte mult pentru ceea ce fac. Dacă ai ști... Așa a vrut, așa a vrut domnul Striblea să facem și eu i-am stricat emisiunea. Nu, că am zis, nu, dar aveam, la zi, n-ai pe cine. Păi, și eu am zis, mi-era foarte greu să fac. Asta, asta și m-am gândit pe cine respect eu astăzi, în momentul ăsta. Și nu știu, nu știu, n-am un răspuns să vă dau. Ți-a zis asta e dramatic, nu? Vreme, păcate, Maia Sandu câștiga... cred că în situația asta sunt milioane de români care nu se prezintă la vot din cauza asta. Deci, în mod evident, în România există simpatii față de lideri politici, sentimente de apartenență aproape tribală. Adică oamenii țin cu partidele așa cum țin cu echipele lor favorite, de fotbal, de handbal, de ciofi, fără să judece prea mult. Însă, asta e părerea mea, poate e o părere subiectivă, dar cred că este împărtășită de foarte mulți dintre noi, cei care trăim în România sau care suntem români și trăim cine știe pe unde prin lume. Nu avem, din păcate, în acest moment lideri politici cu viziune, cu dedicare față de valori profunde. Sunt oamenii, sunt pe interesul lor, cum se zice, pe propriul interes, să-și bage pe ei lui în față, să mai pună pe cineva din gașcă, e mai bine, și cam așa. E asta mai e. Bine în timpul vieții decât după moarte. Foarte multe mesaje cu Gică Hagi, sigur. Da, 0728 3132. Și acum îl ascultăm pe Dan. Salutare, Dan, e bine ai venit la România. Salut, Dan. Salutare, bună ziua. Bună ziua. Da, și la mine e prima oară când intru în direct la dumneavoastră emisiune. A rămas puțin consternat când am auzit din cei care au vorbit înainte ce personalități vor ei să propună. Gen Antonescu sau Ceaușescu, n-am auzit prea bine că s-a întrerupt la un moment dat. Da, îl pune pe Antonescu ca și o personalitate în istorie, mi se pare puțin deplasat, chiar dacă a fost propus de o doamnă care a făcut istoria cum am făcut-o și eu tot pe vremea lui Ceaușescu. Da. Propunerea mea ar fi Regina Maria. Deci gândiți-vă ce demersuri a făcut și cum a prezentat situația României după încheierea războiului. Părerea mea este că dacă n-ar fi fost ea, nu știu dacă astăzi Transilvania ne-ar fi aparținut. Sau dacă România Mare ar fi fost recunoscută ca stat, ca atare și ca putere învingătoare. Da. E posibil. Deci am urmărit niște reportaje, într-adevăr. Ce a făcut ea, nu știu dacă vreun politician din ziua de astăzi ar fi în stare să facă și să susțină... Regina Maria a fost la conferința de la Paris... Da. La finalul războiului, unde a pledat cauza țării sale, că o considera țara sa și neamul său, cu foarte multă insistență. Ba chiar unii puțin comentatori spun că, cel puțin în întâlnirea cu liderii francezi, a făcut tot ce trebuia să facă pentru ca România să câștige. Dar asta, evident, este o răutate. Ce-a dar mai? Da. Da, nu mai există această relatare. Există o relatare. Există această relatare. Era vorba de președintele francez, dacă nu. Da. Da. Da, deci dar cum da. A fost tratată la începutul conferinței și cum s-a sfârșit, cât respect a obținut din partea tuturor liderilor și... Dacă citești respect. Jurnalul Reginei Maria, descoperi un exemplu și un model de dedicare față de slujba pe care o avea, față de cum să spun, misiunea pe care a înțeles cu are de a apăra poporul român și de a lupta pentru el. Și este fascinant și ar trebui să fie
un model de inspirație pentru orice fel de persoană care își dorește să ajungă la un moment dat lider politic în această țară sau în orice țară. Și cred că Regina Maria merită tot respectul. Este unul dintre personajele, dintre cele două personaje pe care eu le consider că merită respectul întregii noastre națiuni. Și care e al doilea? Al doilea este Cogălnicianu. Cogălnicianu. Da, Cogălnicianu. Avem un aeroport, Cogălnicianu, avem o piață, Cogălnicianu, dar Cogălnicianu a fost dedicat unor valori liberale, occidentalizării, modernizării, dezvoltării României întreaga lui viață. De la început până în ultimul moment și de numele lui se leagă reforme extraordinar de importante în această țară. Deși n-a fost prim-ministru decât o dată, puțin timp, și după aia a fost ministru de externe și ministru de interne de câteva ori, de la fel, puțin timp, că în România asta este blestemul. Ministrii se schimbă foarte repede. Dar de numele lui se leagă, a fost unul dintre pașoptiștii importanți. Revoluția care a pledat pentru drepturi civile, pentru desfințarea privilegiilor boierești. Reforme constituționale și reforme agrare, da, și un lui se datorează, lui se datorează practic eliberarea sclavilor, încetarea sclaviei în România, eliberarea robilor romi. El însuși fiind proprietar de sclavi. Toți erau atunci. Dar provenea dintr-o familie în care fusese eliberați iobagi. De numele lui se leagă independența României, reforma agrară, cum ai spus. El a fost unul dintre factorii hotărâtori în alegerea lui Cuza, care a dus la unirea principatelor române. El a fost unul dintre principalii autori ai secularizării averilor mănăstirești în țările române. Imaginați-vă un politician astăzi care să aibă un asemenea curaj, da, o asemenea viziune. Secularizare, să pună impozite, nu? Secularizare. Da, sau măcar să pună impozite. Hai că schimbăm emisiunea. Da. Impozite la biserică. Și știi ce? A mai făcut un lucru. El l-a susținut pe Cuza, a fost parte din guvernul de după lovitura de stat dată de Cuza, când și-a instituit dictatura personală, dar a plecat după aceea. Înțelegi? Adică n-a participat la chestia asta. Da. În fine, Dan, ești dator cu o concluzie aici, foarte scurtă. Nu mai e Dan, din păcate. Mai avem două minute. Hai să mai ascultăm pe cineva, dacă tot... Pe Gabor, nu? Gabor, sigur, hai. Bună ziua! Gabor, te rugăm frumos să dai radio încet, ziua. Că ai întârziere și nu o să ne înțelegem. Mă numesc Gabor Iancu, sunt din Târgu Mureș, sunt țigan din naționalitate. Am dublă cetățenie română-ungară. Uh-huh. Aș dori doar câteva lucruri să precizez în legătură cu Regina Maria. Deci este atât de respectată chiar și după moarte. Pentru că și-a susținut țara. A colaborat cu oamenii, cu poporul ei. Îi întreba ce are nevoie. Referitor la ai noștri președinți, pe cine să susținem? Pe Neamț? Pe ungur sau pe sirian? Țara noastră este vândută. Neamț, ungur sau ei... sirian? N-am... Pe unul pot să deduc cine e, dar ceilalți doi nu știu cine sunt și nu știu. Iar sirian chiar nu știu cine e. Din păcate. Arafat. Arafat. Arafat e... Nu e președinte, domnule. Arafat e funcționar public la... Departamentul de Situații de Urgență. Influențat, stimate domnule, este influențat, are putere asupra oamenilor, a distrus jumate din România cu COVID-ul, le-a omorât, e mână-mână cu cei de sus, ascultă de ei, ascultă de el, colaborează cu ei. Țara noastră este vândută, țara noastră nu este condusă de români. Să înțeleg că nu v-ați vaccinat. Țara noastră nu este condusă de România. Să înțeleg că nu v-ați vaccinat împotriva COVID. Domnul Gabor? Da. V-ați vaccinat? Nu. Așa, mulțumesc foarte mult. Gata, am înțeles. Da. Nu e chiar, conspirația nu e chiar atât de mare, să știți. Da. Nu e chiar așa mare. Mai scapă. Da. Și bine. Mai sunt și români. Mulțumim. Da, mulțumim, a fost un exercițiu interesant. Spune cineva pe mesaje așa. Datorită longevității reginei Elisabeta pe tron, ea a unit mai multe generații. Timp de 70 de ani, generații care astăzi încă trăiesc și o celebrează. Nimeni altcineva nu a domnit peste atâtea generații sau...
a fost sau să fi fost în permanență în centrul atenției, încât să fie celebrat în același fel. Sigur, nu în România. Regina Elisabeta a fost unică, spune Nicu. Poate e o concluzie astăzi. Sigur că politicienii sunt supuși, cum ar veni, sunt supuși dezamăgirii, oricare ar fi ei, mă gândesc. Dar ceea ce am încercat noi astăzi este să găsim un reper, totuși. Și o curbă ascendentă. Da. Voi judecați dacă am reușit să-l găsim împreună. Mulțumim tare mult. Mulțumesc, Vlad Petreanu, pentru prezență. Sunt Cătălin Striblea. România în direct se încheie aici. Spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.